Da, cine pleacă seara, seara pe răcoare? Ia uită-te ce scrie aici Ioan. 84 de kilometri. Ce înseamnă asta? Că trebuie să trec pe aici. E grozav, mai ales la ora asta. Hai că nu e așa de greu. Nene, mai încercăm o dată. Ce înseamnă asta? Am primit cursă de aici, de la Paris, pentru Barcelona. Super! Ia uite-mă ce frumos este apusul. A, știi ce-a fost, faică? Atât timp cât am stat aici, nu a fost foarte cald, știi? M-am putut odihni berechet. Să ies de aici la autobandă, că era închisă și trebuie să traversez Parisul. Dar e ok la ora asta. E 21.40. Deci atent, e 21.40, este 10 fără 20 și aș putea spune că soarele încă este sus. Vine să crezi. Corbeil! Ce bre? Nu știu, ci că trebuie să facem la dreapta. Păi pe aici oare? Cred că da. Multe amestecături au și parizienii ăștia aici, frate. Deși cu Duba, când eram, intram tot timpul printr-un tunel unde era cuplat acolo în Paris. Mamă, frate. N-ai ce face. Aia. Hop, și țop, și moc, poc. Să punem aici un pic de semnalus. O las și pe mine să intru, bro. Stai că ăsta e cam dezbrenat, să zic așa, cu trei jumatele ăsta. E parizian, mă! No, fii atent cât de fain se vede. Super! Ce decolează ceva avion acolo. Cred că e avion. Ar putea fi și altceva. Mai 70 ceva de kilometri până la încărcare. Probabil că într-o oră o să ajung. Încarc și sper să încarc, să pot să merg mai în profunzime în Spania, la Barcelona, bro. Tu l-ai, mamă dragă. O, ce zici? Așa arată Parisul la ora 10 fără 5 minute, n-ai să crezi. Bine, mă. Oi, mă, cum se lasă seara să se opresc ăștia. Știu că de fiecare dată, când mă prindea ora 3-4, nu mai intram în Paris. Și e cel mai bine să intri undeva după 10:30, 11. Traficul este foarte ok. Sunt, uite, imediat o să ies. 2,2 km și intru chiar pe primul inel, adică ar trebui să fie super mega aglomerat, știi? Dar nu este. E super ok drumul. Mamă, câte avioane decolau de pe aici. Era ceva aeroport pe în spate, habar n-am cum se numește, nu știu, dacă e Charles de Gaulle de la... Mi-aduc aminte de aeroportul ăsta, Charles de Gaulle, sau cum se numește, așa. M-a sunat odată un român, eram la prima mea livrare în Paris și mă întreabă, zice, pe unde ești? Eu zic, băi, nu știu, zic, este ceva aeroport aici. Zic, frate, atât de avioane decolează de nu-ți imaginezi. Îi zic eu, știi? Și el zice, dar ce aeroport? Eu zic, habar n-am, frate. Zice, ești pe la Charles de Gaulle, pe acolo. Zice, ai venit de sus? Zic, bă, băiatule, eu habar n-am unde sunt, ce ai? Zic, nu știu. No. Straight ahead. Dub, dub.
Hai cu bună dimineața. Am mers aseară vreo 2 ore, dar până la urmă s-a anulat cursa și am nimerit aici. Pe marginea drumului, mă. Cu plantele în geam așa, măi. Ia uite. Verde. Grün. Cum vrei tu să îi spui. Ce n-ai vestea, mă? Polen. Vată de zahăr. În sfârșit nu știu ce are pe frunză. Am nimerit aici, bro. Prin ceva sat din ăsta. Sunt la vreo 15 km de Amazonul meu, ca să zic așa. Am intrat aici la copăcei. Sunt undeva pe marginea drumului. Ideea, știi care este? Că aici nu circulă autobuze, auzi? Nu circulă din astea camioane, frate. Este interzis și în satul celălalt și în satul ăsta. Numai pe interzis camioane cred că am mers. Glumesc, dar cel puțin două din alea sigur erau. Aseară m-am întâlnit undeva și cu poliția pe la un moment dat. Trebuie să ne și vedem. Și ei au făcut din alea albastre și eu l-am aprins pe ăsta al meu, că și eu am girofar, numai că al meu este portocaliu, știi? Da, nu cred că e mare deranj. Și m-am pus aici pe margine. Ideea este că am încercat să mă dau cât mai mult în dreapta, știi? Ai, ai, ai. E un fel de n-ai să crezi, știi? Vată murată. Și m-am pus aici. Nu știu cât o să stau aici, dar ideea este că e liniște, nu mă deranjează nimeni. Asta este perfect. Am lăsat în spate deschisă ușa. Pentru că și aici, pe marginea drumului, dacă stai prea aproape de carosabil, de șosea, orice mașină din asta mică sau mare care vine, te bălângăne. Înțelegi ce zic? Și am zis că decât să mă miște mașinuțele, mai bine mă dau mai încoace. Ideea este că trebuie să fii atent să nu fie doar pământ, pentru că m-am gândit, bă, dacă mă dau prea mult în dreapta și nimeresc doar pe pământ și mai vine și ploaia, nu o să mai pot să ies. Bă, m-am gândit și la asta. Una peste alta, mulțumesc, e bine, da, m-am niște lăpticus aici. Da, se mai întâmplă și zilele astea. Hai, bonjour. S-o spart-o din asta, știi? Și o curs pe aici, dar nu știu care. Oh. Da, aflăm îndată. Una. Două. Ia uite ce-am făcut aici. Servus! Unde sunteți? Ceva păsări pe aici. Ăsta e așa. Ăsta aici. Ăsta aici. Ia uite, curge laptele, Vasile. Trebuie să ștergem pe aici, bro, că am făcut mizerie, vezi? Hai să-ți arăt. Ia uite. Uite ce e aici. Mamă. Și ăsta după aia devine lipicios, știi? Și nu e ce trebuie. Ce aici, clausus? Și treaba e bună. Am două.
Mamă, dar ce mergea cursa asta, tu ai văzut cum scrie acolo? Barcelona. Da, mă, era fain. Dar dacă doamne, a zis, bă, Valentine, nici tura asta nu mergi în Spania. Bre, dar când trebuie să merg? De ce nu mă lași? Știe el când. Băi, dar cât de frumos poate să fie și ce liniște. Și ce... Nu fii atent. Ma... Ce să zic? Știu dacă poți să vezi, dar cred că un pic i-am încurcat pe oamenii ăștia. Taie iarba acolo. O fost și pe aici. Dar aici au dat cu ceva mașinărie din aia, știi? Am puțină iarbă pe aici, pe jos. Nu foarte multă, dar... Nu. Nu mi-a zis nimic, știi? Nici măcar nu s-a uitat la mine. Am încercat să-l salut, să-i zic că îmi cer scuze că am parcat aici, dar... Nu, nu am avut ce face, știi? Da, nu mi-a zis nimeni nimic deocamdată. Au terminat oamenii de tuns aici iarba. Foarte frumos au făcut. Uite, și acolo sus este cameră, vezi? Foarte ok. A zis să mai stau un pic pe la aer pe aici, cât mai este un pic de soare. Și așa nu prea am ce face. Vreau să stau, să stau cât mai mult timp afară, știi? Probabil diseară voi avea cursă sau cine știe, mâine. Numai că nu, pe aici nu s-a putut curăța. Dar nici nu mi-au spus nimica. Foarte ok. Mamă, dă mai copacul de să rupe ăsta, e bai mare. Vezi, nici aici în față n-or veni să taie. Cu craca în geam. Așa de fain miroase de la tăiu de acolo. Mi-aș fi luat câteva floricele din alea, dar având în vedere că este aici la șosea, nu prea este chiar ce trebuie, știi? Mai mă bucur așa un pic de natura asta și de aerul ăsta frumos și răcoros, ca să zic așa. Îmi place foarte mult să stau afară, prefer mai mult locurile astea decât cele de prin parcări. Îți recomand acest exercițiu. Da, probabil că o să te gândești, băie, dar ce să zic oamenii care te văd? Păi, cum să-ți spun? Nu-mi pasă. Ideea e că pe aici sunt urzici. Vreau să ajung într-un loc undeva mai încolo. Hai să vedem dacă se poate circula pe aici. Îți recomand să mergi desculți, mai ales pe pământ, pentru că e important să ne conectăm și astfel sunt stimulați și anumiți centri, ca să le spun așa. Bă, dar ce umed e aici pe jos. Fii atent. Dar au plouat acum câteva zile, cred că, sau ieri, alaltă ieri. Eu am crezut că ăsta este tăi aici, dar nu este tăi. Sună telefonul. Nu e tăi încolo.
Mamă, dar ce liniște și faină e aici. No, hi back. Aș fi vrut să-mi iau niște tăi din ăla, știi? Da, nu este aici. E doar ăla de la șosea de acolo și de acolo nu vreau. Și pe domnul Nuc. Te salutăm, domnul Nuc. Mamă, chiar bine te simți. Cred că m-am urzicat, că mă ciupe ceva. Ale pace că bine ar fi. Mai ales când cași pe ăsta pe aici, așa de fain se simte. Ioi. Fost oamenii ăștia, au tăiat iarba, au terminat cu lucru. Mai stau un pic așa, m-am încălzit foarte tare. Sunt undeva la 19 grade, știi? Dar e cald la soare și înăuntru în cabină e rece. Ciudat, nu? Mai stau așa un pic la soare. După care mă pun să mânc ceva și mai văd de ce mai fac. A trece timpul cumva. Dau ce frumos e aici. Vine seara, se face liniște. Treaba e bună, bre. Un pic am stat la soare. Un pic am mâncat. Un pic am dormit. Și un pic mi-am amintit. Eu am un ghid în descriere, este primul link, dacă îl accesezi. Am acolo ghidul șofer Europa 3,5 tone video și PDF și mai am acolo un ghid, dacă vrei așa, cum să-ți iei categoria C, E plus atestatele din prima. Dar mai vreau să-ți recomand ceva. Eu am avut o carte după care am învățat în format digital. Deci dacă vrei să studiezi pentru studiu de caz, deci să studiezi și să înveți, îți recomand contul ăsta de TikTok. Mihaela Țurlică se numește. Este o doamnă care, cel puțin pentru mine, îmi explică pe limba mea să înțeleg eu, creierul meu, știi? Știi prea bine, creierul meu procesează un pic mai greu informațiile, iar această femeie știe să îmi explice pe înțelesul meu. Eu am citit și am studiat și am și învățat de pe cartea dumneaei. Îi găsești produsele, dacă vrei, pe EMAG sau poți să intri la ea pe cont acolo să te uiți. Deci este o sursă pentru cei care vor să învețe și au de dat studiu de caz. Și cu autobuze și cu, nu știu, cu macarale, dacă face, dar nu cred. De unde te poți informa și poți învăța foarte multe lucruri și explică pe înțelesul nostru, ca să zic așa. Bun, mai departe, un pic o să mă duc pe jos să îmi iau un pic de pâine. Este ceva magazin aici, nu mai știu la ce distanță, nici nu are importanță. Atâta timp cât trebuie să merg. Și după aia nu mai știu ce o să fac, dar tot așa câte un pic. De ce? Pentru că un pic ăsta este mai important decât mult și prost. E mai bine câte un pic. No, hai, cu bună dimineața, nene. Am reușit și am încărcat acum dimineață. Bine că am încărcat, să mai pot face și eu ceva. Am o cursă relativ scurtă, aș putea spune, doar 600 de kilometri aici în Franța. Treaba e bună, zic. Nici mă cum a venit ăsta. Dimineața pe răcoare. Azi noapte a plouat așa un picuț, dar a fost ok. E bine când este răcoare, nene. Hopa, ia uite-mă că și ăștia au grob pe aici. Că te poți odihni ca lumea, știi?
Da, uite, mă, pe ăștia și noaptea zboară, mă, frate. Mă, bă, cum văd, bă, piloții ăștia pe unde trebuie să meargă? Au și-i farul? Nu, serios. Nu stau deloc. Au venit ăștia de la G7, cred că, acasă. Au bagaj, îți dai seama, frate. Cine știe ce mai fi. Bă, dar ce fain e. Îmi place așa că e o temperatură foarte bună, 16 grade. Și chiar e ok. Probabil că pe zi o să se mai încălzească. Acum mă pregătesc să trec Parisul ăsta. Cât mai pe la exterior, cum s-ar spune. Beauty, beauty. Hai că încet, încet începe și ploaia, nene. Uite, am ajuns aici la un Los Contrilo din ăsta. Aram, sam, sam, n-ai să crezi că aproape vecinului. Mamă, fii atent cât a spațiu aici, frate, yo. Aici se putea face parking, dar e închis. Cine știe pentru ce o fi toate spațiile astea. Deci acolo trebuie să ajung și eu. Trebuie să-l las pe ăsta să se ducă. Vedem ce face. Vive la France. Trebuie să fii destul de atent aici și îți spun și de ce. Fii atent ce frecații să pereții ăia, știi? Pentru că e locul foarte strimt, foarte îngust. Hey, Los Contrilo. Ia uite, mă, pe ăștia ce porumbe iau. Ai văzut? Mâncau ceva de pe jos, de acolo. Are foarte multe parcări Franța asta. Ce nu-mi place la ea este că nu este sigură, știi, ca și țară. Asta e foarte nasol. Dar în schimb foarte multe locuri de parcare, foarte multe. Foarte ok. Următorul gas station. Ia să vedem. 28, 83, 138, 198. Mamă, frate. Meaux. Acolo-i direcția, la Leon, 432, mere. Ce muți au făcut ăsta aici, ia uite-te. Sau era trigru, că nu mi-am dat seama. Cine știe, mamă, ce fain se vede, fii atent. Foarte frumos. Așa-mi place răsăritul, dar nu-l pot pe soare, cred că e băgat acolo. Boschetează încă, domnul soare. Ca să păsească și el. Dar încolo sigur plouă. De așa înnourat. Mamă, ce liberă pe aici. Păi da, după cum spuneam, un pic de apă trebuie. Aproape am ajuns prin nor pe aici. Mamă, stai ușor, Vasile, că depășim ceea ce nu trebuie. Rain, rain. E ok. Mai bine să fie așa decât să fie foarte cald, știi? Să nu poți să mergi, să trebuiască să dai drumul la aerul condiționat și toate cele. Foarte ok așa. Excelent. Mereu înainte. Bate și vântul. Plouă. Tot așa am venit. Trebuie să mă opresc un pic mai încolo să fac o pauză. M-a cam luat somnul, parcă aș dormi măcar vreo 3 ore și 42 de minute. Dar mai am de mers. Păi da. Apoi, oi mere ce-oi face.
dacă tot așa pe ploaie. Mercedes Vito. Un pic de apă așa nu strică. Mamă, tot drumul a plouat aproape. Mamă, m-a luat somnul, frate, nu mai pot. M-am oprit să mănânc un pic. Puțină ciorbiță din asta de fasoleas de care a făcut Valentin. Ia uite, cu bacon, cu tot ce trebuie. Știi ce bine miroase? Ioi, și ce gustos a ieșit. Cu tot ce trebuie, nene. Păi da, cum să nu? Trebuie să ne organizăm. Am aici niște pituță, iarăși din asta bună, pentru că de pâinea asta la altă dulce m-am săturat și e musai să-mi fac și o cafea ceva. De mâncat am mâncat. Numai că trebuie spălate vasele. Știi pe cineva care ar putea să facă asta? Contra cost. Nu știu cum fac barmanii ăia, știi? Mamă, niște șmecherie. Stai că dai pe mine. Mamă, am luat foc, Vasile. Ideea știi care e? Că îmi iei păstrez borcanele pentru că o să mai întrebuiască. Mamă, ai vărsat detergentul pe jos aici pe pământ. Ție nu-ți pasă deloc de planeta asta. Ba da, o mie îmi pasă de planeta asta, dar când 9 țări vor să interzică mașinile diesel, adică undeva la 20% din planetă interzice o chestie, iar ceilalți zic, bă, ce fac ăia peste gard acolo, că nu înțeleg. E aiurea. Și când ăla care interzice chestiile astea și spune că e prea multă poluare, el zboară cu avionul sau cu elicopterul sau are o mașină de sute de mii de euro care poluează, mi se pare aiurea, Vasile, înțelegi? Mă simt păcălit. De obicei pregătesc 3-in-1 ăsta care îl fac eu cu lapte, știi? Am o sticlă de lapte acolo, dar nu vreau să o încep pentru că am desfăcut o sticlă din asta de suc și dacă încep laptele trebuie să-l beau, dacă încep sucul trebuie să-l beau, altfel se strică. Bă, ai văzut ce-o râs ăștia de băiatul ăla, mă, cum îl cheamă? Hai să pun borcanul ăsta. A fost ceva concert din ăsta, mă. Eu nici l-am auzit, sincer, zic, de firmă, auzi, de formația asta din Anglia, de unde auzi. Și o cânta băiatul la manele, știi? Acum, când ăia de la echipa aia de fotbal, știi, care au câștigat, ce campionat au câștigat și se auzea în toată Europa sau în toată lumea maneaua aia Maden Rumanii, nu a mai fost problemă, toată lumea a aplaudat, știi? Când a urcat ăsta aici pe scenă, au început ăștia să huiduie, băi, dar știi ce este frustrant? Că ne-am făcut iar de panoramă.
Acum nu-mi spune tu mie că dacă mergi la un chef, la un ceva, nu merge o manea. Vezi de treabă că te cunosc. Când tu la pian, dar noaptea îți mai place și la acordeon. Acum știi cum este. Eu consider că ne-am făcut de cacao și nu știu cum s-o fi simțit oamenii aia, trupa aia care au cântat la noi. Am văzut oameni care zice, bă, de o viață întreagă îi aștept pe ăștia. Zic, bă, or fi tar, nu m-am interesat, nu mă prea pricep la muzică, nu prea ascult muzică, uneori ascult podcasturi. Dar chestia asta chiar cred că ne-am făcut de caterincă, frate. Oh, jenant, nasol. Acum, probabil nu, părerile sunt împărțite, știi? Am înțeles că omul avea un gen de muzică, băiatul ăsta cântă manele, alt gen de muzică, mă rog, știi? Eu nu cred că este... Nu cred că trebuia totuși procedat așa. Nu, încerc să nu... Deci pur și simplu doar... Îți exprim punctul meu de vedere, nu iau apărarea băiatului care cânta manele sau a celorlalți, habar n-am cine sunt ăștia, nici nu știu de ei. Dar gestul făcut mi s-a părut aiurea, știi? Adică e la modul, mergem la o petrecere și bagă la manea și tu nu ești cu manelele, te pui frumos jos, conversezi cu cineva, habar n-am. Adică la fel ar fi trebuit să procedeze și cei de acolo. Bă, nouă nu ne place. Ok, țineți clonțul, că poate îi place lui altul. Nu e treaba ta, știi, să judeci sau să cerți. Să... Dacă n-au început aia să huiduie pe acolo, ioi. Da, jenant, ce să zic. A, e. Ioi. Asta mă ține până la Cluj și înapoi, de aici ai dau. De aici, de la Parisul. Păi am un pic de stat și voi merge acasă. Abia aștept. Din punctul meu de vedere, legat de comunitate, dacă vrei, pentru mine 3 luni sunt multe. Mi-am dat seama că cel mai potrivit arunca apa asta să spăl detergentul. Așa. Cred că 2 luni sunt suficiente, 3 luni chiar mi se par mult. Am luat niște biscuiți, trebuie să ți arăt. Deci sunt foarte bun, mie îmi și plac. Smochinele și biscuiții ăștia chiar sunt super buni. Da. Băi, dar ce somn m-a luat azi noapte, ba mi-era cald, ba mi-a fost frig, știi? Și azi noapte a venit cursa. Și zic, tu la Ivetă, trebuie să merg. Mă, abia jumătate de oră a trecut. Da, păi nu. Călătorului... Îi stă bine cu călătoria. Băi, vezi că e o cacofonie. So what? Ia uzi, bă, de-asta nu mai poate ăsta să meargă pe aici cu Porsche-ul. Faină mașină, ce să zic. Da. Șată. Șată. Dă-mă, că au și francezii ăștia ceva lucrări pe aici. Dar, oricum, din punctul meu de vedere, este incomparabil cu Germania. Adică, la modul că prefer mai mult să conduc în Franța, pe autostradă, chiar și pe național, nu mă deranjează, decât în Germania.
cel puțin pe autostradă poți să mergi întins. Mai în spate a fost ceva accident, dar s-a circulat ok, frate. Au știut, au delimitat frumos banda, n-au oprit circulația, au lăsat lumea să treacă. Foarte ok. Noho, ce tot, ce tot. Ah, mai am fix 300 de kilometri. Oi, mamă dragă. Da Guantanamera, Guajira Guantanamera. M-am oprit un pic, am mai fost în parcarea asta și tura trecută aia care e pe reparație. Am mâncat o conservă de pește verde, ulei din ăla de măsline, a fost foarte ok. Și că peștele era pe grătar, bă, chiar bun. Cum mai pot să scot ăsta din ce? Ideea știi care este? Că aici la ăștia e cald. Am venit de la 19 grade, la 23. Parcă nu prea m-aș lăsa în bermude, mă rog. Prefer să rămân în pantaloni ăștia lungi. Să-mi plătesc asta. Agromat. Ai mai auzit de ăștia? Știi că am uitat odată capacul ăla de la bidon un pic deschis, că mai trebuie desfăcut din când în când să-și tragă aer. Și a curs un pic de apă. Da. Ceva gâze din asta, barna. Bă, mi som, frate, mi som. Aș mai dormi un pic. Măcar vreo 4 ore și 48 de minute. Ia atașa că-i face poză lui ăla, bă, n-am văzut. Dă-te-mă, bă, te-ai băgat cu chestia asta aici, frate, n-ai stricat totul. Nu, serios, ia-ți camionul ăsta un pic. Așa, mersi. Nu, îi face poză lui ăla. Nu știu, mă, probabil că se cunosc, cred că-s turci ăștia, frate. Și turci ăștia, din punctul meu de vedere, sunt foarte ok. Foarte de treabă, da. N-am pus un pic și pe laptopul, l-am încărcat. Ia. Am venit tot pe ploaie până aici, aici nu mai plouă. Mergem încolo, cred că la căldură. Bă, nu știu, m-aș duce și în Spania, m-aș duce și în Italia, știi? Acum unde o fi? Poate că n-o să ajung nici în Spania, nici în Italia, știi? Și poate că trebuie să mă întorc înapoi în Franța, știi? Nu puștea să știi, o să vedem. Termină-mă că mă uitam la ceva, lasă-mă-mi pace. Hai să-ți arăt, la Peugeot ăsta mă uitam. Uite, acolo e un Peugeot. Gata, lasă-mă-mi pace. Da, mă, e fain. Bun! Ideea e că o să fie cald, băi, deci... Cum ți-a venit ție ideea asta să legi asta aici, frate? Dar cum ți-a venit ideea asta? E cald. Nu știu cât o să întârzi aici la descărcare, pentru că după aia trebuie să mă bau la somn, să mă hod din nou. Bă, că s-a obosit, mă, înțelegi? Că s-a obosit. Aaa, ce ai făcut? Da, mă, e fain pe jur, ce să zic. Băi, am mâncat iaurt din ăsta, e foarte ok. Da, da. Mai am aici niște cola. Nu vezi? Păi n-ai cum că ești acolo, hai mai încă. Of! Chestii, merinde. Gata, close. De unde este obsesia asta față de camere? Vezi camere peste tot, pe șosea,
prin mall-uri pe... Mă întreabă cineva, de ce sunt obsedat de aceste camere? Păi răspunsul meu ar putea să dureze 3 secunde sau ar putea să dureze 6 ore să povestesc despre acest lucru. Eu îți spun scurt. O să înțelegi tu, la momentul potrivit, de ce eu acum sunt obsedat de aceste camere care sunt împrăștiate pe tot globul. Vreau să-ți mulțumesc frumos că ești în continuare membru al acestui canal. Am schimbat filaie ca la teleenciclopedia, știi? Mai ții minte? Vreau să-ți mulțumesc frumos că ești membru al acestui canal în continuare, pentru că eu, cu toate că am oprit grupul de WhatsApp, am făcut abonamentul la jumătate de preț pentru clipurile care nu o să le fac niciodată publice. Și știi care este treaba? Ce îmi place este că foarte mulți dintre voi ați revenit acolo înapoi la membru. Ba chiar unii dintre voi, nu mulți, rectific, unii dintre voi v-ați abonat la ambele canale, ceea ce nu este necesar. Este necesar doar la un canal, nu la amândouă. Ce mi-a plăcut este, nu este vorba despre bani, pentru că abonamentul este 15 lei, iar mie îmi revin undeva la 70% sau 60% din bani, nu știu exact. Este vorba de partea sentimentală, de partea emoțională, ca să zic așa, și îți mulțumesc frumos. Sunt oamenii care i-am întâlnit în tot drumul ăsta legat de YouTube, care mi-au făcut foarte mare plăcere, am povestit cu ei, povestesc cu toată lumea de fapt, și am învățat foarte multe de la cei care râd acum cu mine, iar dincolo se întâmplă altceva, știi? Adică eu îmi dau seama când mă întâlnesc cu tine, cu toate că nu ne-am văzut niciodată sau ne-am văzut de câteva ori, te pot înțelege ceea ce simți legat de mine. Nu știu dacă este neapărat o abilitate, nu sunt un medium, nu umblu pe sub pământ, nu fac vrăji, nu sunt râmă, nu am nicio treabă cu chestia asta. Dar încet, încet, întâlnindu-te cu foarte mulți oameni, mai citind ceva, mai ascultând ceva, încep să te prinzi că unii oameni este exact... Este un tip care are o chestie foarte faină acolo pe TikTok, băi, deci am avut timp de TikTok, se jur, ăsta nu-ți vine să crezi. Deci au fost momente în care am zis, bă, nu mai știu ce să fac, zic, trebuie să fac ceva, ok, ai o jumătate de oră să-ți cheltui timpul, adică să-l arunci la gunoi, zic, mă uit pe TikTok, uită-te pe TikTok, bun. Și e un tip acolo care zice foarte faină chestia asta, că are nu știu câte vizualizări, dar foarte puține like-uri, ceva de genul, știi? Și pare cum îți dă de gândit, nu e chestia de clipul ăsta sau irelevant. În schimb, ce nu înțeleg eu este cum de sunt oameni care în loc să fie canalizați spre ceva pozitiv, să construiască ceva în viața lor, ei sunt canalizați în partea asta, la altă, mamă, ce-am mai pus ăsta? Ah, firar, cum putem să strâmbăm asta, să o stricăm, să aducem injurii, să... Chestiile astea, știi? Adică îți dai seama... Și prima oară când te întâlnești cu un om din ăsta, de fapt, fața zâmbește, dar înăuntru acolo clocotește totul, frate, de ce ceva? Ferească Dumnezeu, frate, oamenii ăștia sunt foarte periculoși din punctul meu de vedere. Băi, dar ce cald s-a făcut și iar mi-a intrat o muscă aici, deci... Dacă este ceva ce nu suport și reușește să mă scoată din pepeni, este o muscă în interior. Ieși afară! M-am parcat așa, cu vedere. Îs doar eu pe aici. E ceva firmă aici. I-am întrebat pe ăștia dacă mă pot pune aici. Au zis că nu e terenul lor, nu-i incomodez cu nimic. M-a întrebat când plec, i-a zis nu știu, bre. Da, dai pace atunci, bine a fi. Hai cu bună dimineața. A plouat. M-am trezit. M-am învârtit, m-am sucit. Acum aud ceva broaște pe aici. Chiar am dormit destul de ok. Ia uite, mă, ce concert au început ele aici. Acum le-a luat.
Câte ceasul? 8:36. A, cred că se pregătește ele de ora 9, cine știe. Vezi blocurile astea, mă, alimbăzii de alimentare, de... Astea pot fi mutate. Foarte tare, frate. Am lăsat aici în spate deschis, pentru că dacă e cineva curios, poate să vină să se uite, știi? Sau în ideea în care a fost controlat cum ar veni. Și atent ce fain se vede. Băi, aseară, ieri după ce m-am parcat, eu i-am întrebat pe ăștia de aici dacă o fi ceva problemă că mă parchez aici. Mi-a zis că nu e niciun fel de problemă, să stau liniștit. Și am dormit de pe la 4 până pe la vreo 7. După aia s-a încălzit în cabină, m-am trezit, am mâncat, pe la 9 iar m-am pus la somn. M-am trezit azi noapte pe la 3, m-am uitat, am văzut că e ora 3 și zic, băi, trebuie să mai dorm. Și am dormit până acum, dimineață. Treaba e bună, nene, am văzut că am ceva Decathlon aici lângă mine. Nu e mult de mers. Merg înainte, fac dreapta, stânga și este Aldi și tot ce trebuie. Dar fii atent cât de fain se vede încolo. Foarte ok, nene, liniște, pe exact ce trebuie. Pot să stau aici două zile, nu e niciun fel de problemă. Păi da. Prafuri, nene, prafuri. Este pentru prima oară când încerc să fac un praf din ăsta. Este piure din ăla instant de cartofi. Nu am mâncat, cred că din armată n-am mai mâncat așa ceva. Băi, fii atent ce fain e acum aici. Când și când mai vine la oameni, mai vine aici câte o mașină, parchează, pleacă. A fost ceva mașină, o stat aici, era un băiat cu o fată. O, cred că ori stat vreo 3 ore, 4 ore, cam așa. Mult ori stat pe acolo, la soare, frate. Ce nu s-ar fi tras și la umbră aici? Mă uitam un pic la lună. Pare a fi acolo. Fii atât avionul ăla cu zboară. Tu-l-ai, mamă dragă. Da, mă, și m-am pus să-mi fac un din ăla. Am pus aici apa. Să fiarbă. O să pun un cup din ăla de cnor, nu un cup, jumate. Și după aia o să pun și niște lapte. Să vedem ce-a fi cu praful ăsta, frate. Și după aia vreau să prăjesc niște ouă și cu niște bacon din ăla, știi? Mamă, deci dimineață cât m-a plouat și cât de frig a fost, aproape că aș fi dat drumul la Sirocou. Și uite-te acum, mamă, cum este. Mi-am scos și ăla afară, l-am scuturat, l-am scos și așternuturile de aici, de la pat. Treaba e bună. Ar trebui să iau praful ăsta cu mine, furculița. Aici mai am baconul ăla, trebuie prăjit. Și asta trebuie spălată. Da. Da, am pus un pic de cup din ăla, știi? Să vedem ce-a fi. Restul l-am băgat aici, că n-am ce să fac cu el. Să mă duc să-mi iau de aici. Dar nu e aici, mă. E dincolo rămas. Ah, am uitat. Stai așa. Ia hai mă să vedem ce iese aici. Da, cum ar trebui, da? Am o dilemă, ar trebui să pun totuși uleiul. Știi? Să pun uleiul în tigaie. Eu așa un pic de ulei. Ca să pun tigaia asta la foc. Uite așa. Ca să pot să fac ouă, știi? Nu știu, dacă apa aia cred că trebuie să fie doar fierbinte, mă gândesc. Și pun astea. Haide. Ești somon fume, firai tu să fii de somon fume.
pune astea aici și ele cred că s-or face. Trebuia să le tai în două. Nu lasă că ne dăm noi seama mai târziu. Lasă asta aici și hai să vedem care-i treaba cu asta. Hai că am adus și laptele, să desfac ăsta. Așa. Și hai să vedem, trebuie să pun așa niște din ăsta. E ca la mamăligă, cred că, mă. Bă, poate asta e mamăligă și eu n-am știut. Tu l-ai, mamă dragă, mai pun? Ai, ai, ai. A, fii atent că a început să se lege. Deci ăsta este miraculosul piure. Dacă mai stătea oia cu mașina aici, le dădeam și lor. Oare am pus prea mult sau prea puțin? Bă, la ăsta nu mă pricep, mă. Bă, dar zici că e cartof, frate, ce consistență are. Uite-te, mă, arată foarte ok. Trebuie să punem și lapte. Hai, mă, băi, ce le place lor să pună ăsta aici și nimă că nu mi s-o spartă. Bă, da. Ia uite, mă, bă, tot felul de briz-brizuri, frate, scapcane în sticlele astea. Așa. Și acum mai amestecăm. Mai punem niște lapte? Cred că așa se face, mă, ăsta. La ăla cu cartof mă pricep, că nu, amestecă ea, știi? N-are cocola așa, mă, mămăliga, cred că ea e și bine, ia. Bă, o să râzi, dar e bun. Tu l-ai vede, nu mă așteptam să-mi placă ăsta. Chiar, a, ce mi-a sărit din aia, fițar, lampa să-ți fie. Hai, devine chiar pe spate. La vetă. Păi e bun piureul ăsta. No, stai așa, stai așa. Ce zici, fă, că trebuia să le mai tai? Ai văzut că nici nu încăpeau în tigaie ce s-au strâns acum? Hai să crezi. Da, no, mă, hai că e ok. Și astea se fac. Pireu e și, mă, bine. Da, no, mă, chiar e ok. Da, no, mă, neașteptat, surprinzător. Cred că un sfert mi-ar fi ajuns, știi? Văd că mai este aici. Dar nu mai țin, cine știe că mai fac eu din astea. Dă-le pace. Laptele ăsta. E bun, mergem. Zonă faină aici, mă, zboară ăștia cu avioanele de n-ai treabă. Stai să mă duc să iau și ouăle. Haideți, unde sunteți? Sunteți pregătită? Da, da, Valentin, acum chiar vreau să mergem la tigaie. Ok, stați așa puțin. Stai, trebuie să-l pun aici. Opa. Unu, două. Închidem aici. Imediat pregătesc și ex-urile. Și treaba e bună, bro. Ia uite-le, ce faceți? Nu mai săriți, bine, mă. Dar v-ați lipit sau... A, nu? A, nervoasă.
Mamă, șoricul ăla, știi ce bun este și așa de bine se face. Oh, le mai las aici puțin pe afurisitele astea. Cine nu e gata, le-au cu farfuriale, ne? Gata, mă, că le dau jos pe astea, nu le mai țin. Mamă, fii atent ce rumenită a ieșit, ce-mi place, frate, așa-mi place, mai ars, fii atent cum face. O, gingașo! Hai că am păgat aici și exurile. Iar mă întreb ce am făcut cu uleiul. L-am pus în porbagaj, ce să fac cu el? Lasă-mă să-ți arăt altceva. Dai seama asta. Știi ce vreau să... Până se prăjesc alea, am tăiat și aici și cărnița. Arată foarte ok, crede-mă. Mamă, nor. O, ce bine. Domnule nor, mai stai acolo un pic, te rog. E foarte important să ai la tine chestia asta. Se numește garbage. Hai de nou. Probabil ai văzut, cei care vă uitați de mult timp, într-adevăr, s-a aruncate, mă rog, s-a aruncate stil propriu la grămadă. Stai să mă clătesc un pic pe lumeță. Știi de ce zic asta? Pentru că, uite-te, pe aici mai sunt peturi. Uite, este un pet acolo. Am mai văzut mai încolo ceva, mai este. Aici este ceva de mec. Vezi? Sunt chestii aruncate. Mai este o sticlă acolo, chiar în capăt la mașină. Și de ce zic asta? Pentru că o să vină cineva, poate va veni cineva, vreodată, habar n-am, și zice, a, uite-o și pe ăsta de România, sigur face mizerie pe aici, știi? Și în momentul 2, eu îi arăt, bro, come here, I have something for you, știi? Și îi arăt foarte frumos, zic, uite-te, bă, eu am aici gunoiul meu și de multe ori gunoiul, dacă nu am unde să îl arunc, mi-l pun aici, în spate, în lăzi, știi? Și când am posibilitatea să-l arunc, îl arunc. Nu este niciun fel de problemă, dar de asta zic că este important să ai ăla de gunoi cu tine. Stai că s-o spart un ou, bro. Ha, mi s-a spart un ou. Uite o muscă, o bag și pe asta aici. Treci. Bro, cam atâta s-a putut în seara asta. Cred că este suficient. Nu te gândi că nu mănânc în fiecare seară așa. Sunt dăți când mănânc puțină brânză, puțină roșie, puțin salami, s-o conservă, știi? Dar astăzi cam așa arată. Exact ce trebuie, mai frânt, e perfect. Gata, nene, am terminat cu masa. Bag o pipetă. Beau și un pic de Coca-Cola să se spele grăsimile alea, înțelegi ce zic? Mă bucur că nu mai este soare. Și e foarte bine așa, bro. Acum trebuie să intru la pauza aia de 45, știi? Că am lucrat. Bine, nu chiar 4 ore jumate, dar trebuie să fac cu 45 acum. Te salut și îți mulțumesc frumos pentru vizionare. Servus, my friend!